Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poliția Blaj, ce vreme ți-am dat Iron Maiden în dimineața asta și tu vii cu... La Buș? La Buș. Poliția Blaj bate oricând. Lovește din nou. Poliția Blaj? Da. Ia Poliția Blaj sunt aia cu virajul la stânga numai pentru ei. Și așa, o șoferiță a fost amendată cu 870 de leuți pentru că nu a putut prezenta în prima vedere. Cum poliția RC, adică adică pe loc. Pe loc, da. Pac, mâine sus, poliția. N-avea RC-ul la el, la ea. Doamna, îl avea, dar nu știa unde este. Ah, lucru okay. Care cred că se întâmplă oricui. Eu, de puțin, ești contra cronometru, că nu înțeleg. S-a dus să facă procesul verbal. Așa. Eu vă explic imediat. Așa, te rog. Dar eu de fiecare dată în mașină pun poliția RCA când o fac bine undeva, ca să o găsesc în caz de nevoie. Vezi că poți să o pui, dai de pe telefon acum. Băi, nu știu, că aparent nu e pe telefon. Trebuie să o arăți tipărită la Blaj. Nu, eu la nu Blaj, mai am telefon. Tipărită. Nici nu mai există hârtie de aia cu verde, cum era, știi, că era... Cum să nu existe? Eu n-am mai văzut... Am eu acasă, mi-a trimis o agent, un plic. Ești de curier, da? Înseamnă că pe mine m-a ars agent. Te ars. Băi, Aline! Păi mie mi-a zis că nu mai e, că i-am zis, zic, dar trimite-mi prin tată, eu eram pe vechi. Și a zis, hai mă, trimite-mi tâmpinile, o ai pe mail, o arăți de acolo. Așa deci este. Tu, care... Și nu trebuie să o arăt la vamă, la alea, cu cartea verde, nu-i nu. Verde. Nu mai e, mă, zice, fii serios. Serios? M-a ars. Da. Am Aline, înțeles. Vezi că l-ai pierdut de client. Deci tu care citești de pe ziar știrile, sunt tipărite în fiecare zi, ai acolo vraful de hârtie. Așa, ești un profesional. Ai avut încredere să pleci cu poliția RCA pe scanată pe telefonul mobil? Dar nu e scanată, e venită pe mail. Venită pe mail, pe telefonul mobil? Da. Dar cum adică nu e scanată? Ce crezi că e? E un PDF acolo. Mă rog, da. Nu, în sensul că n-am scanat-o eu acasă și mi-am pus-o... Eu sper că polițiștii care ne ascultă acceptă poliția RCA pe mail. Dar sunt obligați să fac asta. Serios? Da. La Blaj nu au fost obligați. La Blaj e treaba lor. Poate nu avea nici pe, nu găsea nici pe telefon, nici... Deci doamna a fost amendată cu 870 de lei. Nu mai e obligatoriu să fie printată. Da, confirmă mai mulți ascultători. Gata, domnule, înseamnă că a fost abuz la doamna. Da. Doamna a fost trasă pe dreapta, agentul i-a cerut actele, i-a dat permisul și talonul și i-a zis că n-are la ea asigurarea RCA. Amendă. Cum e posibil așa ceva? Contravenție. Pe de altă parte, nu înțeleg. Nu există, de ce nu există o bază de date? Da, există, mă, nu vreau și la de ce nu accesează polițiștii? Una oficială, adică nu pe nu știu ce site-uri. De ce trebuie să umblăm când interacționăm cu statul mereu cu servieta cu hârtii tipărite după noi, cu dosare printate și așa și mai departe? Și la ITP, că știi că la ITP acum îți dă o foaie de vreo 2-3 ani încoace. Trebuie să ai foaia. Aia știu că trebuie să o am la mine. Da. Că e dovada că ai făcut ITP-ul. Mă, adică nu mai e suficient că ai ești în baza de date și ai și papțipildul ăla pe număr. Da. Și ai și în talon scris. Exact. Da? Data și nu știu ce. Și mai ai și o țidulă acum pe care trebuie să o porți la tine. Aline, iartă-mă că zice că dacă mergi aici de pe telefon... În curând o să trebuiască să-l luăm cu noi și pe omul care ne-a făcut ITP-ul. Da, îl punem în dreapta și îl ținem acolo. Normal, în societatea modernă ar trebui să ai un video cu el. Care să, știi, să-l înregistrezi cu telefonul și ăla să spună. Normal, în societatea modernă, când poliția te trage pe dreapta, trebuie să scaneze numărul de matriculare și pe computerul din mașină să-i afișeze toate informațiile. Da, și cine sunt și tot. Da, exact. Nu trebuie să aduci hârtia. Cearșaful, ai cearșaful, bine, n-ai cearșaful, ești amendat. Polițistul s-a apucat să-i scrie procesul verbal de amendă doamnei, când la un moment dat șoferița a venit și a zis, am găsit RCA-ul, domnul polițist, era în torpedo și uite că nu știu ce. Și polițist prea târziu. Agentul scrisese deja procesul verbal, a zis că nu se mai întoarce. Tu lei. Atâta efort irosit cum? Păi, n-avea radieră la el sau ce? Nu, dar cât timp a pierdut să scrie? Păi da, scriem degeaba aici, muncim de pomană, nu, rămâne amendă. Și a dat amendă 870 de lei. Asta e adevărul, că asta cu scrisul e un efort considerabil. Mai ai văzut cât durează să scrie un proces verbal? Dacă nu mă provoca, eu am luat amendă pentru asta. Așa că... Ce, că ai zis că durează mult? Da. Nu cred. Am făcut mișto. Nu e bine să povestesc. Nu mai povestesc, nu. Nu e bine să povestesc. Bă, bune. Știi că la radio nu e bine să povestesc. Trebuie să fim sinceri cu ascultătorii să povestim și ce am făcut noi. Eram mai tânăr. Așa, l-am agățat. Ai mușcat. Eram mai tânăr și am stat în trafic foarte mult pentru că se lucra la pasajul la Băneasa. Da. Și trecea domnul președinte Băsescu. Da. Și am stat foarte mult. Băi, s-a stat enorm de mult. Făceam emisie de la 10 atunci. Și ai claxonat. Și am claxonat și am dat și geamul jos ca să intre aerul. Ai
Ai zis lucrul ăștia? Și am plecat din intersecție și m-a oprit când am făcut, când se fac dreapta după podul de la Băneasa. Așa. Și acolo m-a oprit un alt polițist. Care era unul mai pătrânel, da, chel, așa? Nu mai știu eu pe ăla. Așa. Nu, era destul de tânăr. Și eventual, îți dai seama că eu am continuat, mi-am dat seama că m-a prins, m-a oprit, am continuat să văd cât de frumos e aerul de afară. Ah, da, tu erai hotărât. Eram supărat, da. Eram supărat pentru că am stat mai mult de o oră în trafic și pentru o chestie pe care o faci în 6 minute, că am cronometrat după aia, știi? Și mi-a scris procesul verbal și mi l-a scris de tipar. Și de acolo a început o întreagă discuție și mi-a mărit amenda. Practic mi-a dublat-o, mi-a făcut-o, mi-a dat... La intro, dacă nu știi, litere mici? Da, da, exact. Băi, dar și tu să fii... Da, am fost rău atunci, recunosc că am fost rău, dar... Și ne scrie Cristian, zice, nu mai râdeți de cei din Blajion, Arad, am parcat neregulamentar, perfect paralel, au rămas 20 de centimetri din mașină afară. Da. Mi-au dat 580 de lei amendă și m-au testat cu drog test. Bravo, ești foarte bun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.